salutare, dragii mei! Și astăzi am cumpărat un torcător de rămâi, dar o să facem o limonadă și este și pentru portocale. Haideți să vă arăt! L-am cumpărat din Kaufland. Parcă a fost la reducere. Parcă 5%. Pe acesta l-am luat pentru bunica la țară. Oare care? Acesta este pentru lămâi. Sunt foarte simplu. Da, mami. Se pune acolo. Trebuie să-l băgăm în priză. Și începem. Noi luăm lămâi bio, dar nu orice lămâi. Lămâi bio, pentru că avem un lămâi. Haide să luăm. Vom pregăti o limonadă? Da. Haide să vă arăt ce am muncit. Dimineața am pus florile acestea și o să plantez mai multe mai târziu. După. Ce face limonada acum? Haide să mergem să luăm lămâie. Ce bine miros! Haideți să culegem câteva. Bunica le-a pus în niște pungi. Oare de ce? Dar nu pot să mi le resist, te rog. Să scrieți în comentarii dacă știți de ce bunica a pus în lămâie pungi. Oare de ce? Haideți să luăm. Acum. Te urci pe masă? Da. Să luăm acum. Ia două, că mai avem la bucătărie. Da. Nici nu se compară lămâile acestea cu cele din comerț. Noi folosim și coaja, pentru că nu sunt tratate chimic. Acum o să mai deschidem. Da. Ia uitați ce mai e. Se rup foarte greu. Nu poți? Nu. Gata. Uite și căsuța ta de turtă dulce. Da, n-am mâncat-o. O să o mâncăm. O să o mâncăm la Crăciunul următor. Da. Mergem? Miroase la lămâie deja. Miroase la lămâie? Da. Ce bine miroase. Și ce culoare intens au. Lămâi bio, 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 bio. Da. La bucătărie să luăm ce ne trebuie pentru... limonadă! Acum am aranjat toate ingredientele și o să vi le prezint. Avem nevoie de miere, de apă, de storcătorul, de lămâi, de un cuțit și de o lingură și de un tocător. Mami, poți să mă ajut să-l bag în priză? Sigur! Până îmi bagi tu în priză, eu o să tai lămâia. Cum miroase? Foarte bine! Acum o să-l băgăm în aparat. Trebuie să-l băgăm în priză, mami. Întâi o bagi, mă. Acum o să băgăm lămâia. Stai, întâi... Nu uitați cum e față. Uau! Cât o față din fără. Uau!
Sunt foarte verzi. Acum o să punem și partea cealaltă. Mie nu-mi vine să cred cât de bine a stors. Da. A fost aproape 100 de mililitri, wow! Din lămâile... Dintr-o lămâie? Dintr-o lămâie? Da. Într-un storcător clasic, sigur n-am fi reușit să scoatem atât de mult. Da. E scos perfect. O tăiem și pe cealaltă. Acum o tai și pe cealaltă. Folosim cuțitul doar în prezența? Părinților, acum e din o să vă La fel și electrocasnicele. Da. Îmi place că sita separă semințele și zeama. Zeama este perfect curată, limpede. Semințele și pulpa. Da, și semințele și pulpa. Ia uitați. Pe acestea o să le mai folosim. Nu le mai folosim. Cum să le mai folosim? Păi, nu vezi că mai e? A, mai stoarce tu așa puțin. Și ultima bucățică o punem. Acum o să luăm sita și o să aruncăm toată... Lasă așa acolo, vei strânge după aceea. Acum ne punem. Acum iau cana și o să torn în ceva special. Este și pentru ceai, dar și pentru... limonadă. Este cana de ceai. Doar că nu i-am pus acea parte în care se pune ceaiul. Punem lămâia. Așa. Acum o să punem mierea. Mierea, da. Cât punem? O lingură? 4 linguri de miere și gustăm. Acum o să punem mierea și ceva important, pentru că să nu folosiți niciodată zahăr, pentru că este un dulce nociv. Pentru organism. Da. Una. Zahărul ne face foarte, foarte mult rău. Două. Lasă și curgă. Tu ai grijă de alimentația ta? Da. Eu acum am început să merg la gimnastică și trebuie să folosesc numai fructe și legume. Aceasta cred că este a doua. A doua, da. Și pe a treia. Pe a treia amestecăm. Pe a treia și amestecăm. Și amestecăm, să vedem că poate nu e nevoie. Dar și pe a patra. Nu, inițial punem trei. Sâmbure. Este puțină pulpă. Acum o să pun un pahar, o să amestec foarte bine să se ducă mierea, să se topească. Punem un pahar, gustăm. Îmi pui tu de romani? Sigur. Se scufundă. Mai e puțină miere? Am dat puțin pe jos. Acum gustul. Apoi mergem să o servim pe Mara. Da. Ce bună este! Este foarte bună! Acum mergem să o servim pe bunica și pe Mara, pentru că ne-am pus și lor. Haide! Animalul se ia tava? Sigur, imediat. Fetele sunt în casă. Le-a strigat și le aștept să vină. Bine.
Ia uitați ce frumoase sunt florile de... Corco? Duș! Fetele se lasă așteptate? Da. Mai strigă pe Mara. Mara, ni vino! Haide în până aia în casă. Hai. A venit în casă. Acum s-o servesc. Mara e cel mai sincer degustător. E bună? Cum este Mara? E amară? E acră? Ce îi mai punem? Îi mai punem miere să fie mai dulce? Da. Ce adăugăm noi? Bec. Bec? Păi așa e limonadă, trebuie să fie acră. E cu lămâie. Îi mai punem miere? Da. Câtă miere? Strigă-o pe unii, să vină unii. E amară. E amară? Da. E acră? Mă vrei? Da, da. Vă pun papa, ne vedem în locul meu. Stai să o așteptăm pe unii. Hai, servim? Da. Să vedem ce a ieșit la pregătirea ta, hai. Sănătate și numai bine. Aici e sănătate curată. E bună. E un deliciu. Numai mare nu i-a plăcut. Plin de vitamina C. Nu ne mai îmbolnăvim niciodată. Ăsta e cel mai bun suc. Antidot de imunitate. Pentru imunitate. Foarte bun. Aoleu, eu aș bea toată ziua de asta. Uite, vezi dacă zisaș că ți-a stricat marea vlogul. Foarte că bun nu i-a plăcut. Foarte bun este, numai. Nu bea Amalia să vrei să... În fiecare zi să bei câte un pahar de ăsta, numai. Foarte bun este. O să fac și eu la fel, în fiecare zi. Eu n-am știut că e așa de bun. Eu știu că am avut și acasă. Da? Da. L-am făcut odată cu el. E și de portocale. Ăla mai mare e de portocale. Și de grefuri. Ăla... Să faci mamai. E foarte bun pentru ficățelul ăla de grefuri. Tamarugă e foarte bun. Bravo. Mara, nu vii să bei cu noi? Nu i-a plăcut. A, ce bun e. Ce bun e. Mai facem unul după amiază? Da. Vă pup, papa, ne vedem la următorul. Mulțumesc frumos. De, de câte ori vii la mine? La canalul de... Maria Leanca și să apăsăm un de like, pipi. Pa. Și de câte ori vii la mine să mă servești cu un pahar de ăsta. Da? Da? Bravo. Mulțumim.